După un meci strâns și multe ocazii ratate chiar din fața porții, Sitea Stârgu Mureș și Autoberga Modeva au ajuns în prelungiri. Scorul de 4 la 4 s-a schimbat după ce jucătorii din ambele tabere au ținut cu dinții de victorie și s-a ajuns la loviturile de la 6 metri. Deveni și au ales cei mai buni jucători și i-au pus în fața porții lui Carlao, care a fost învins de Cristi Matei în prima fază. Ignat a șutat în bară. De cealaltă parte, Mureșeni au început loviturile de departajare cu Țipău, care a ratat la start, ducându-i în dezavantaj pe jucătorii lui Nicușan și German. După reușita lui Covaci, Emil Răducu a ajutat în brațele lui Molina, iar Tacota a încheiat meciul de peste două ore cu un gol ce le-a asigurat de venilor un loc în finala Cupei României. Cityaz mai are de jucat acum cu informatica Timișoara, un adversar dificil pe care îl vor întâlni săptămâna viitoare, marți 31 mai ora 19 în sala polivalentă din Târgu Mureș, în primul meci din finala campionatului României.